Inițiativa pentru Cup, schimbare, în locul numărul 3, Ciornu Eduard, în terena dreaptă, Rusu Arcadi, numărul 5. Și cadou nu sunt doar. Da. Am revenit, prieteni, la stadionul Rosinesc din Fințești. Noi acum sunt la Fința început de reamintea secundă a meciului din cadrul etapei de patra din Fințe Naționale la Fruva dintre echipele Petru Fințești și Fințești Rasbol. După primele 45 minute, scorul este general 0-0. Thank you.
Se scoate în stânga pentru Arcade Rusu, nu a intrat în teren, are în fața Vitale Bordean, centrează. A fost lung, lăsat rolul Igor Tima, dar nu a ajuns la acest balon, care a părăsit să facă de joc. Ideea e bună. Tot astăzi a plecat pe 4, a fost afară. Prima repriză, Dinamo Alcoș și Sfântul Gheorghe sunt la egalitate. Acum o curăță pentru Șarin. Jos Santos, fața Sarta, portul lung. Nu e familia. La 1 pentru Dinamo a marcat Alexei Gasean, iar pentru Sfântul Gheorghe, Lungine Slivka. Primul gol pentru formația din Săriceni, în noua stagiune. După Sfântul Gheorghe, după primele trei etape, are doar înfrânge. Capitanul Șerifului, dar schimbă acolo cumva să nu trebuie să fie în față, nu e? Jos Santos, pe tine brazilianul are acolo în jos, în sol, Victor Mudrac. De doar un gol în această stagiune. Gol marcat în fața precedentă în poarta lui Sfântul Gheorghe Sfârceni. Victorie 2-0 pentru Petro Club. Să vedem șutul lui Mudrac, total inspirat. Oliver, vedea puternic în față. A venit pierde duelul cu Arcadia Rusu. Vine de Pan, Arcadia Rusu. A luat acest balon, dar a venit din spate și a trimis în afară terenul Vitale Bordean. Urmează cei de la Șerif. Falcaz acum de Noier. Hai!
calmează spiritul central al Alessandro Pian. Drag, redirecționează jocul pe partea dreaptă, Jaco Nana. Ai sau o lângă? Ei, după ei. Așul trimite în față pentru un urs, ca de fiecare dată. Providențială este fundașul central al Tiraspolenilor, Veceslav Cosmac, o nou de el, câștigat de acesta. Cosmac, care a ajuns la Șerif, deja a petrecut 5 ani în Dacia Chișinău. Da. Fi mai vă fi. Cosmacul găsește pe Ben Noer. Balimana reprimește Ben Noer. Santos pasă printre echipa de fundașul de Drac. Pasă între Ben Noer și Jos Santos. Vine acum centrarea, iese din trebuturi și reține calm. Dar Dumitru Celeadnic. Nu vrei să-mi spui ce nu, eu și-am eu și-am eu și-am eu și-am eu și-am a încep să se grăbească elevii lui Roberto Bordin. În cel ce spune și deocamdată nu se încremize ca Șerif. Obțină toate cele 3 puncte. Răpub, o echipă bătăioasă care pare amintim, ocupă la moment locul 2 în campionat. Balima trece bine de Arcadie Rusu, centrează în fața porții, Jardan la colțul lung. Trează posesia pentru Șerif, Jardan recentrează acest balon, respinge însă Vasile Rusu. Pasă acest balon, poate pentru Arcadie Rusu. Urco Rusu, a fost salutat de Gheorghe Anton. De această dată, lovitura liberă va fi executată de Igor Tima. La care aparține de cea mai mare ocazie a dat în acest moment. Și centrale, foarte nivel, în partea de Igor Tima. Penalizibil, Castelena, când o pasă un pic incomod în spate, cu Dumitru Celeadnic, mică în față, acest balon, la Dumitru Ambros, acest pentru Petru Cub, Ambros încearcă să mică pentru Igor Tima, dar face imprecis. Vrei, s-a încercat să treacă inteligent de 2-3, dar s-a venit mult mai încercatul Benjamin Balima. Nu vincioare și nu vincioare. Voi pasa Bordian.
de la Cervalema, acum de Neuer. Bun, cu un șut bun! Yes! De portarul de Lucu Gelladi. Centrează acum, de nou blocat și se va repeta la vitrua de colț. Centrează acum, Jos Santos iese bine și boxează Dimitru Gelladi. Centrează Santos la colțul lung, pune acolo golul Dumeran 2. Hai! Cadiorul trimite Prilenic în față până la Igor Dima. Nu înșel! Și nu văzut că s-ar ce de sunet înșel. Așteaptă-mi înșel. Pe profund. Noier. Aici paședit schimbare, locul numărul 7, Santos, Ligerian va intra numărul 9, Mucosa. Mucosa. Stefan Mucosa. Schimbare. Și la numărul 3, Zadan, Ioana, Dărian va intra, Da Silva. Numărul 5. Vârf de lance. Înainte! De Roberto Gordin, speranța de a redresa situația în teren. Cel mai bun la Mizeu se trimite în față pentru Damascan, prea tare fața. Este și reține în 2 timpi, dar un pic să leagă. Din nou, cantarul gazdelor intervine providențial. Da. Dobre zi. Нет. А что? Что вы не поумирали? Может, не ходят, не играют? Там завтра не приедешь? Înainte! Nimeni îți значение. Repune acest balon. S-au plântat cu miz de Ion Ursu. Ничего страшного, в 6 можно и все равно, что делать. Приедешь сразу, позвони, когда отъедешь из села, и встретимся. Я выйду и встречу. Давай. Давай.
Cristiano da Silva, fundaș brazilian, fundașca, iată, Sola Fagini are deja două pase de gol, potrivit unui top realizat de site-ul molfootball.com. Liber la acest capitol este mijlocașul cu pezărea Bălci, Maxim Haliu, cu trei pase precise. Să aduce să atacă la echipă sale. Să încerce pasa pentru Arcade Rusu. Pantoan copătrundere pe centru. Pasă greșită. Nu ajunge la Vladislav Slivka. Cât rază le dau. Balonul la aparat, rândul Igor Diman. Aceste primele topul este oprit pentru că Dan Taras are nevoie de îndrijire care își face apariția medică de echipe din Bucești. Trebuie cineva să bată un gol, să așa fie dată la oraș. El va întoarce pe Slivka, vine centrarea acestea la colțul lung, dar avem impresionat și suprafața de joc și asta nu deci în două ani să o poartă pentru că tot nu trebuie din zero tare de campionat, mai bine ați aitat. Cielul cu Zarea, în prima etapă, s-a dovedit a fi care s-a închis lejer cu 5-0. Urmat apoi am fost de buc, Edi, de aur, din campionat pe precedentă, Dacia Cerit, a încheiat 1-1. Egalitate de așa, pe trecut, 2-2 cu Fintru, el place pe Fintru, reușit să salveze acel mic gol în un minut de joc. Și acum se tează și gol!
Но по туда, где он стадит штрафной, все дьяволу по Требе за 9 штрафной. Тут нарушение, один вид метров пресс. Нет, я заштептал, субата дала. Да, конечно, да. И судья ОФОС. Мы должны стать перед ними. Миша, вообще судья мяшник тот. Я делал нарушение здесь, он выбыл через 30 метров. Шатер Демирутул, почему есть 1-0 в конце. Третий раз был. О, а еще у вас судья вот это вот. О, а еще грешал Алой, блин, 100%. Va trimite în față pentru Damașcan, prea tare această față. Da, конечно, это и... Конечно, что мы сядем, просто сядем. И то, и мяч, такой. Блядь. Așa, am zis că pe spate am să... Așa, și am fost lăcit. Schimbarea echipașului în locul numărul 32 Oancea, în teren a intrat numărul 30 Bredului. Vladimir Ambros, continuă pe pedalul pentru Cublu, pe Salamaj, ne trebuie pentru Igor Dima. Păi, Grezoveț, Vasile Rusu. Hai, Dan, padacea! Vlut! Pentru Dan Taras, continuă Dan Taras, poate pentru Ambros, vine șutul! Hai, bravo, bravo! Așa! Dar e bun așa, e bun! Cum vrei să bați gol dacă nu bați în poartă? Păi 3, 4, 5 ori bați și odată nimenești. Cum îmi cum își capă omul? Păi echipul îi face și așa ori odată. A doua oară să facă în serie. Avantaj, avantaj, fragil. Este al doilea gol pentru campul Muntenegru, în
actuala stagiune. Tot două goluri a marcat Vitalie Damașcan, dar și Iosif Brozovic. Zvesha un erou. Noier se grăbește, nu se revine balonul acestor andrezi, acum Brozovic. Centrează Reu să pasă pentru Vitalie Damașcan, primul la baron a fost contarul de Nicu Celeagne. Minte puternică în față, se complică acolo Victor Oliveira, care a încercat reușește să respingă acel balon. Se grăbește și greșește Kennedy. Portarul, el s-o temut. Dacă știu și ea, trebuie să-i închidă. Igor Dima l-a avut că se vin jurii cu un șut la copii scurt. Vedem acum 13 minute. Da, 1-1 în gol. Golul egalizator, un fel de or. Se caute drumul spre gol. Dar și Petru Puj, de ce nu? Contra-atacă gestionată de mici elevii lui Lilian Popescu. Marvel. Da. Cum merge de pe stâng cu orice glie? Dar nu l-a apucat. Reamintim, 1-1 a fost meciul de echipă de stagiunea precedentă, mai exact în sensul de ambele competiții. Tot pe acest stadion, când se s-a urcat pentru loc în finală. Nu faci o fotată.
Italia, hei! Italia, băgă la gădinii, ce știe? S-a zis că a pauzat de ce steam la ziua. Care a lui Dima, fața forții, respinge Posmac. Vine balonul la Dima, scoate bine în dreapta pentru Vladislav. Continuă jucătorul pe drum. Centrale. A fost apoi o reluare cu capul a lui Ion Ursu. Balonul a trecut foarte o fază interesantă reușită de jucătorul lui Petrocu. Nu se pare că dează în apărare, dar au reșit drumul în un gol, drumul spre o nouă victorie. Au comis același Silva. Silva a trimit în față până la Mașcan. Și gol! Șerif! Care ca Mașcan să fie al doilea gol pentru formația Tiraspoleană. O pasă însă din propria jumătate de teren în atitudine de Mașcan, dar Silva care l-a găsit singur cu portarul pe spalele de Mașcan. Gol în partea altă, Drăcovul a marcat numărul 99, Damascan. Dar din minutul 82, Șerif nu revine în avantaj. 2-1, Drăcovul a ieșit de Vitalie Damascan, care iată reușește la treia oară. Asta s-a ajunge. Ei, portar. Numai 8, Drăcovul a reușit să salveze acest. Hai, 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 deși pe alocuri părea să fie un mic anunț, avem deja 3 goluri. Asta poate și încă. Da, doamne. Da, doamne. Iază Igor Dima, respinge acolo, a fost pauză în atacul promis de cameronezul. Nu este Jaco Nana, dașul lateral dreapta. Pe cum l-am împins? Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Un gol și de tânărul atacant al Șerifului, care confirmă că odată se află într-o formă de invidiat. Un balon. Slivka, patrinul dintre voi, jucători. Anton, respinde pe momentul regulă. Slivka centrează în fața porții și iau de poate. Așa cum se rămâne. Dar e cine? Abia cu ida parte. Roșu. Depus un efort considerabil la faza precedentă. Trebuie și un blavon în momentul. A trecut 5 minute până la finalul timpului regulamentar în acest meci. Șerif conduce cu 2-1. De Stefan Roșa și Italia Damascan. Pentru gazde a marcat Igor Dină, de cu cel fost jucător al Șerifului. Tipul acestui. Ah!
scăpat scurile și dacă nu o scăpat la Dumnezeu, la acestui final de meci, al doilea gol, 2-1 cu Sfântul George. Sare de Amascan și a așezat balonul și care a așezat, dar înăuntru pe acesta. Da, eram un gol. Faza vine Acesta,
S-au complicat o fază simplă, Taras și Celeadi. De ce îmi dai că da, tot am văzut că s-a urcat club, și apoi Vasile Rusu, Celeadi, Iosif Brezovic, iar Danașcan a încercat să trimită din prima pentru Băieța. Iată, se aude fluierul de final al centralului Alexandru Can, au lăsat.